Categoric, munca este cea mai impozitată activitate din societatea românească. Asta deși numărul celor care muncesc legal în România nici nu depășește jumătate din populația activă a țării. De fapt, sunt cam un sfert din populația totală a României. Vi-l prezint pe Dragoș, un teolog de formație care a ajuns proiectant și antreprenor în construcții. Spune că e ușor să faci case, dar e mai greu să le și tunezi. Priviți casa la care lucrează acum. Vă vine sau nu să credeți, această grădină este suspendată la etajul 1. E o casă veche, e o casă nouă. E o casă cu suflet tânăr și cu inimă veche. Are 85 de ani casa. Păi arată ca nouă. Păi asta este și rezultatul unui tuning de casă serios. În construcție, evaziunea fiscală este mare și dacă lucrezi legal cu facturi în regulă, chiar ai o problemă cu concurența. De altfel, nivelul mare al taxării muncii din România a fost justificat întotdeauna de guvernanți, tocmai de imposibilitatea combaterii evaziunii fiscale. Ciudat lucru, Dragoș pare să aibă altă filozofie. Echipele sale de constructori au fiecare câte un car de firmă pentru a cumpăra orice este nevoie pe șantier. Băieții se duc în funcție de echipa care are nevoie, da? Sau inginerul care este problemă, se duc și cumpără în permanență. S-au întâmplat să avem și câte 8, fără niciun fel de exagerare, să avem să se ducă și de câte 8 ori pe zi. Cardul este extrem de util. Da, asta înseamnă că strece prin contabilitate, într-un domeniu în care evaziunea fiscală e mare. Păi da, intenția este să treacă prin contabilitate. Asta este o metodă de control, în primul rând. Eu controlez ce se întâmplă, fiecare șurubel, fiecare bucățică de metal, de cornier, de element metalic. Eu nu pot să construiești un business lucrând la negru. Cum să-ți plătesc salariile, cum să oferi protecție angajaților, păi n-ai cum să lucrezi. Dacă vrem să mergem înainte, trebuie să uităm de subiectul lucrarea negru. Desigur, o întreprindere mare știe aceste lucruri și cele mai multe folosesc deja carduri de firmă pentru achizițiile mai mari sau mai mici pe care angajații le fac. Asta pentru că un card de firmă reduce imens hârtogăria contabilă, achiziția fiind înregistrată automat în contul bancar al firmei și devenind imediat vizibilă în contabilitate. Evaziunea fiscală nu se poate face fără cash. Și deși românii sunt mari amatori de gadgeturi, sunt printre codașii Europei la plăți electronice. Și dacă plata cu numerar nu poate fi interzisă dintr-o dată, limitarea ei între firme ar fi doar o chestiune de voință politică. Din păcate, nu toți întreprinzătorii din România au educația fiscală a lui Dragoș și mulți cred că evaziunea îi ajută. De fapt, nu îi ajută. Dar imaginați-vă ce pas uriaș ar fi pentru viața economică din România și inclusiv pentru piața muncii, dacă cel puțin între firme nu s-ar mai face plăți cu cash și numai plăți electronice.